Sportul a schimbat liderul după ce a învins în Ștefan cel Mare, cu Mircea Rednic în tribună și Cristi Borcea la geamul rezervei din spital. Dinamoviștii au deschis rapid scorul. Șutul lui Dănciulescu a fost deviat de Marius Nicolae. Niciun dinamovist nu aștepta continuarea, studenții nu s-au speriat și au întors rapid meciul. După un sfert de oră, Lazar a centrat, iar Nistor, singur în care, a egalat cu capul. Apoi Ferfelea l-a surprins pe Bălgrădean cu o lovitură liberă bătută la colțul scurt. Dănciulescu a fost la un pas de un gol din foarfecă, dar mingea s-a dus fix pe lungul. Repriza a doua a început cu emoții și mai mari pentru Dinamo. Dobre a ratat două ocazii mari. Cătălin Munteanu a trimis și el un șut în transversală, dar tot studenții au mai marcat până la final. Lazar a închis tabela cu un șut la colțul lung. Dinamo a pierdut al doilea meci acasă cu același scor din derbiul cu Steaua, în timp ce Sportul a ajuns la a treia victorie consecutivă din 2012 în Liga 1. Jocul de la Pandurii Târgu Jiu a fost deja un semnal de alarmă pentru mine. Dacă ne uităm și la jocul trecut, putem să spunem că este un Dinamo ieșit din formă, nu? Vina mea aparține, îmi asum responsabilitatea rezultatului.